S-a născut în satul Vicovu de Sus, într-o familie de ortodoxi, la 28 iulie 1913. Părinții lui fiind Iosif și Maria, încă de mic, ortodox fiind, citea Biblia și își punea multe întrebări. La vârsta de 32 de ani s-a căsătorit cu Reus Viorica, care avea 22 de ani. Cununia lor a fost făcută în anul 1945 la Biserica Ortodoxă. A fost interesat de familie și a iubit natura, în special pomii. În anul 1952, el singurul din familie s-a convertit la ostași, unde a slujit timp de un an. Motivul pentru care a trecut la ostași a fost că după slujba care se oficia în Biserica Ortodoxă, după amiază se adunau în capelă și aceasta pentru că au găsit scris în Biblie că au nevoie de o credință adevărată. Preotul i-a scos afară de aici și nu i-a mai primit să se roage. Atunci, împreună cu Dumitru Mandici, Arcadie Borcan, Ionică Plamadă, Petrea Bahnean, Damian Plamadă și alții au venit la penticostali. În vremea aceea, adunarea era la Dumitru Cârdei. Prin anul 1956 se pocăiește și Viorica, soția lui. În anul 1953 a primit botezul cu Duhul Sfânt, iar în anul 1954 a fost botezat în apă în Biserica Penticostală. În predici folosea frecvent expresia școala vieții, spunând: am 7 ani de acasă, 7 ani de școală, 7 ani de armată și acum sunt în școala lui Isus. Îi plăcea foarte mult istoria Israelului. S-a documentat și a citit mult despre această țară. Domnul i-a oferit ocazia să ajungă în Țara Sfântă în anul 1988. Acolo a vizitat aproape toate locurile pe unde a umblat Domnul Iisus. A consemnat în manuscrisul său personal toate locurile vizitate și diferențele care apar acum. Vizita lui în Israel a avut loc cu ocazia întoarcerii sale din America, după o perioadă de 3 luni unde i-a vizitat pe frații de acolo. A mai fost și în America în 1996, vizitând foarte multe state și predicând Evanghelia în diferite biserici și la unele posturi de radio și televiziune într-o perioadă de 6 luni. Citea și noaptea Biblia și de multe ori soția lui îl găsea cu lumina aprinsă, notându-și fiecare idee nouă pe caiet. Astfel a lăsat în urma lui un bogat izvor de informații biblice. Redăm câteva idei dintr-un manuscris de-al său. Nimic nu rămâne până nu cade mai întâi o sămânță și fiecare sămânță are în ea un pom, un copac sau o plantă. Și fiecare plantă, fiecare pom, fiecare viețuitoare și fiecare ființă poartă în trupul ei sămânța din care s-a născut ea. Tot așa și eu, Vasile Reuț, îmi trag obârșia din Dumnezeu. În ce privește Duhul de viață, sunt din neamul Lui. Dând ca referință Geneza 2:7, Isaia 51:4, Efeseni 3:14, ce alte referințe. Iar trupul mi se trage din țărână, dând ca referință Geneza 2:7, Iov 4:16, Psalmul 103:14. Am trecut prin coapsele străbunilor mei, pe care nu-i cunosc,
prin coapsele strămoșului meu, Vasile, și ale strămoașei mele, pe care nu o cunosc, prin coapsele moșului meu, Petru, și dochița din familia Ursachi, prin coapsele părinților mei, Iosif și Maria, din familia Schirod. M-am născut în lumea aceasta în 1913, la 28 iulie. Am trăit și am crescut în brațele mamei mele și la sânul ei, care pentru mine a fost cea mai bună femeie din lume. La 7 ani am fost dus la școală, la 21 de ani m-am dus la armată, la 32 de ani m-am căsătorit cu Viorica, tot din familia cu numele Reuț. Am avut împreună 9 copii. La 39 de ani m-a chemat Dumnezeu la pocăință și la Sfânta Evanghelie. Niciodată nu m-am gândit că voi fi chemat și voi fi dus în Statele Unite, în California, pe marul Oceanului Pacific și în marele oraș Los Angeles. În ziua de 9 februarie 1988, am primit pașaportul și pe ziua de 28 februarie 1988, la ora 7:30, am plecat cu avionul spre America. Ziua de 28 februarie 1988 a fost cea mai lungă zi din viața mea, o zi de 22 de ore. Iar în 2 luni de zile am trecut prin 14 state, prin Statele Unite și Canada, și de acolo prin Israel. A avut 9 copii, din care unul, Ioan, a murit la numai 16 ani. Ceilalți sunt Zamfira, Gheorghe, Constantin, Dumitru, Iliana, Victor, Maria și Saveta. Toți au avut activitate în biserică, cântând în cor, iar cel mai mic băiat, Victor, s-a remarcat prin faptul că a dirijat corul bisericii între anii 80 și 90. Toți copiii fratelui Vasile Reuț au fost pocăiți. Frați și sorori, înainte a vorbi, trebuie să vă spun și ei cu mine. Eu nu sunt un om cu titlu, nu sunt un om de zile mari, nu sunt un om cu prezență fizică, este așa cum mă vedeți. Și am un cusur, am cusur la vorbe. Vorbesc prea repede, dar să nu-mi băgați jină că asta gură n-am făcut-o eu și am primit-o. Că așa scrie în Scriptură la Ioan 3:27, omul nu poate primi decât ce este dat. Și dacă dumneavoastră grăiești mai clar, să nu ți-l lauzi, că tot ai primit. Și mă vă întreb, omul care primește să-l laudă sau mulțumește? Cum ziceți? Mulțumește, așa că toți să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar în locul meu și aici, în locul fraților, vorbește Biblia. La pocăiți nu grăiesc oameni, grăiește Biblia. Dar zici cineva, dar și poate grăi Biblia? Păi dacă poate grăi metru, poate grăi cântariu, poate grăi șasul, poate grăi busola, poate sau nu poate grăi. Și vă întreb, cum vorbește, ca omul sau mai bine ca omul? Mai bine ca omul grește. Că păreri sunt multe, dacă îmi pui metru, gata, atât ai. Păreri sunt multe, dacă îmi pui pe cântare, atât ai, nu ai ce faci. Păreri sunt multe, dacă îmi pui la șasul, atât ai șasul. Păreri sunt multe, dar Biblia vorbește mai clar ca atât. Pe ce am spus că în locul meu grăi Biblia. Dar au zis oamenii, poate grăi Biblia? Poate. Unii au zis că Biblia e o carte veci. Băi, le-am spus și sosoarele veci, dar e tare frumos când răsare, de ele veci. La noi în România, că nu la numai veci, dar e tare frumos când vine. Și Biblia e veci, mă pot scris, dar e nou când se împlinește. Pentru că Biblia asta este cuvântul lui Dumnezeu și lui viu și adevărat, care a fost vorbit de profeți în cursul vremurilor. Biblia e cartea trecutului, a prezentului și a viitorului. Biblia e suprema carte de bază a cunoștinței luminești.
Și Biblia e cel mai înalt monument al literaturii. Biblia e singura carte care merge înaintea vremii și vremurile mari de pe Scripturi. Biblia e ceasul vremii și cea e istorie. Biblia e singura carte care nu poate ieși desființată. Biblia e singura carte din care are și învățat fiecare om. Nici o țară din lume nu are legi care să cuprindă toate raportul dintre oameni. Biblia e singura carte care cuprinde toate raportul dintre oameni. Ea te învață cum să gândești, cum să vorbești, cum să lucrezi, cum să trăiești, cum să te îmbrești, ce să faci, ce să nu faci, unde să stai și unde să nu stai. În Biblie găsești tot ce îți trebuie. Biblia asta are glas de mamă pentru cine o ascultă și o sentință aspră pentru cine o nisocotește. Biblia e singura carte care leagă trecutul cu prezentul, prezentul cu viitorul, viitorul cu veșnicia și veșnicia cu Dumnezeu. Și prin Iisus Hristos o fac legătura între cer și pământ, între om și Dumnezeu. Dar unde e scris? Citim în Biblie. Citim la Isaia 7:14. Că asta Biblie, de pe asta o am și în rațiune. Și eu când vorbesc, frații mă controlează. Că aici am frați surori mai cuminți ca mine. Dar cum v-am spus, din Biblie avem să vă dați fiecare om, oricine ar și el. Citim așa, vorbește Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Isaia. Iată că Ficioara rămâne însăcenată și va naște un fiu. Și pune numele Emanuel, care tălmășit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Copilul va mânca smântână și mnere până va ști să lepe, să leagă binele. Auzi, Emanuel, Dumnezeu și omul în aceeași persoană, Iisus Hristos, lăudați și Iisus. Legatura între om și Dumnezeu. Și spune așa Iisus, Domnul Slavei, și e scris la Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, prin Hristos, noi putem veni la Tatăl Ceresc, laudat și Iisus Hristos.